Liga Națiunilor, am văzut ce grup avem, ne putem propune altceva în afara locului 1? Nu, dar stai puțin că o să spună câte unul sau altul că e o grupă incredibil de grea și E grea și o grupă cu Cipru și Kosovo. No. Deci locul 1 nu se pune problema altui loc pentru că nu văd cum am putea pierde primul loc decât dacă ne prinde Kosovo într-o zi proastă, să zic, slabă. Uite, dar făceam o comparație, mă uitam la Spania și declarațiile celor din Spania, au o grupă totuși grea și ei spun că favoriz, că nu concep altceva decât primul loc. Asta e diferența, vezi? Noi ne căutăm tot timpul, să zicem, o scuză. O scuză, da, în caz că nu, da, să avem scuza dinainte. Nu, nu e corect. Eu cred că suntem favoriți, eu cred că avem o echipă bună, o atmosferă bună la echipa națională în momentul actual, o atmosferă destul de bună pe lângă echipa națională și nu văd altceva. Va depinde foarte mult și de campionatul european, sincer. Pentru că dacă nu o să te califici din grupe sau o să ai un parcurs slab sau foarte slab și publicul se va întoarce din nou împotrivă și presa împotriva echipei naționale, eu zic că acei jucători vor juca cu mult mai mare presiune. Teamă. Și teamă, exact. Când e presiune, de multe ori e și teamă. Și nu cred că sunt jucători care sub presiune pot să facă față.